Plecăm în Asia Express? Mă rog, America Express? Nu plecăm în Asia Express. Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Ai tot ziua. Eu ajung tenis, eu nu intru în cursa asta. Fuck yeah! E finala, frate! Finala! Slană Mariane, la toată lumea, bine ați revenit la un nou tour vlog. Da! Am câștigat America Express. Oh my god! Eu și cu Baby am câștigat America Express. În acest tour vlog o să vedeți, în primul rând, pregătirea mea până să ajungem în America. Și eu am luat după aia cu mine această cameră micuță, compactă. O să vedeți mai încolo că vorbesc despre ea. În ideea că eu o să filmez mult acolo, doar că n-am crezut că o să fie atât de obositor, de solicitant. Și ultimul lucru de care mai aveam chef când ajungeam la o cazare era să stau să filmez ceva. Dar cu toate astea am filmat. Am filmat și la imunități, am filmat și când aveau restul curse de ultimă șansă. A fost și la Cunemare. Au fost, cred că, și câte 5-6 zile când n-am filmat nimic, că mai puteam de oboseală. Eu zic că e foarte fain. Am completat și cu cadre din America Express. Deci bucurați-vă de aceste cadre extra pe care le-am filmat eu cu mânuța mea în Mexic, Guatemala și Columbia. Uitați să dați un like, să dați un share dacă vreți, un subscribe, acolo ajută. Mergi, bineînțeles, ca întotdeauna în descriere e link-ul, inclusiv meciul pe care l-am purtat în America, găsiți-o acolo. Enjoy! Pa! Înapoi, da, păi, slană Mariane la toată lumea. Bine ați venit la un nou tour vlog. Da, este oficial, plecăm în Asia Express. Mă rog, o să numesc America Express. Dragi, mă, puțin, că vorbesc cu slănineni. Așa. Și plec cu bordiță. Am venit acum la clinică că trebuie să facem niște vaccinuri. Vreo 3 vaccinuri de antitifoidă? Cred, mi-a explicat atunci, mi s-a părut ok ce mi-a explicat atunci. Am venit să le facem. 3 vaccinuri facem astăzi. 3. Câte? 3. 3. Ia uite, panorama mică. Panorama mică. Panorama. Panorama. Ce panorama mică. Ce panorama mică. Bă, stai puțin, nu mă încoace cursa. Plecăm. Zi, mă, plecăm în Asia Express? Mă rog, America Express? Nu, nu plecăm în Asia Express. Facem vaccinul, am vorbit deja. 3 îmi face mie, să-l faci și ăla. De prostie. A, da? Da. Da. Gata, tatăt, protejați. Ce dracu, mă. Vaccinați. Doar la bașcă, frate. Să vină febra tifoida la noi, să vezi ce o dăm la... Eu hepatita ce mai mult am luat pentru el, să nu-mi dea. Tu ai emoții, mă, acuma, serios. Nu, sunt nerăbdător, chiar sunt nerăbdător. Am emoții, normal, dar am emoții ca înainte de nuntă, abia aștept să termin. Let's do this shit and calm the fuck down. Aia o să fie fain, aia e experiența vieții tale, în afară de copii. Ca să nu mă judece copiii după aia. Uitați unde ai fost. Sper să fie super fain. Și când o să crească, o să uite la înregistrările astea, atunci o să fie fain. Ce n-aș da să am cu bunicul meu și bunicul meu prin Punta Cana. Ah, da, chiar. Goală. Să vezi cum mănâncă c***aturi. Exact, alergând șobolani. Asta era să fie groază. Deci cel mai groază dintre toate, tot ce am văzut eu că e în Asia Express, sunt probele cardio, de trebuie să alegi să fugi, să urci, să alegi. Știu, tu n-ai treabă, dar tot trebuie să mă aștept, că n-ai cum să mergi fără mine, deci... Bă, unde dracu te duci? Go, go, go! Hai că suntem în față. Împinge! Împinge! Bordiță, că trebuie să cără în saș de cap. Hai! Așa. El a zis că nu înțelege alergat. Nu înțelege de ce oamenii alergă. Da. Tu n-ai probleme cu înălțimea, du-te. Nu, n-am, mă arunc, n-am treabă. Vreți să ține mâna? Da, dă mâna. Dă mâna. Unde ești? Ha? Unde ești? Hai, aici. Suat! Mă not, e super. Eu cu apa okay. N-am treabă. Nu? Știu că nu. Nu treabă să te-l uite. E, hai, 2, 1. O să mai vedem intervenții, o să vă arătăm și contractele și banii. Da, îți dai seama. Da, că nu mergem pe surcele, știți? And in another place. Sunt la Morlaca acum. Încă o chestie pe care vreau să fac pentru fii mea, cât timp o să fiu plecat. Vreau să înregistrez audio câteva povești, pentru că eu citesc în fiecare seară când sunt acasă, citesc povești. Vreau să-i citesc și acum niște povești și le las audio înregistrate și tot la 2-3 seri Elena o să-i pună câte o poveste. Îi citesc aventuri cu Petson și Findus. Findus privind jur speriat, cei doi ieșiră și puseră focuri de artificii. Astăzi mi-a venit o chestie pe care am comandat-o tot pentru America Express. O box
piesă de dimensiuni cât mai mici, care să meargă și fără telefon, că na, nu o să avem telefon, pe care eu am pus sunete de ploaie. Pentru că da, am devenit puțin cam dependent de sunete de ploaie când dorm. Pe lângă asta o să dorm cu baby și eu mai tind să sforăi. Atunci ăsta e un zgomot uniform, constant, ca să mă lase să dorm și să nu-i rup gâtul că mă trezește că sforăi. Ok, back in Bucharest, încă o chestie pe care am luat-o special pentru această excursie este această cameră compactă. compactă și am luat să o iau cu mine să filmez și să fac niște poze. Nu-i de ajuns că am un cameraman non-stop cu mine care să ne filmeze tot ce facem. Am zis eu, știi ce, mă? Mai iau eu o cameră. Nu vreau să iau pe a mea cu mine, că e mare, e grea. Lângă asta, mi-am mai luat eu, mi-am luat așa, medicamente de la paracetamol, cafetin, ăsta de durere de cap, e the fucking shit. Mi-am luat de stomac, mi-am luat de... ca să mă taie c***area. Mi-am luat niște deodorante super mici, pentru că, na, cărând toată ziua după tine. La fel gel de duș, super mici. Mi-am luat o frontală, pentru că, bă, nu știi când ai nevoie de o frontală. Și mai ales dorm pe la oameni, dorm prin cord, dracu știi pe unde dorm. Tole, lanterna la tine, de soai. Plasturi, că e obișnuiesc să mă tai des. Afa, ce m-a prins degetul. Un canson de România, se. Am revenit la Morlaca. Mai am o săptămână până plec. O să îi așez aici pe ai mei, pe Elena și pe copii, să stea aici. Că na, sunt aproape părinții mei și în caz că au nevoie de ceva să fie totuși cineva aici. Și după aceea plec. Sper să ne descurcăm acolo, habar n-am. Cam ăsta e update-ul de până acum. Început să fiu stresat, nu o să vă mint. Am început să mângâi salteaua mea super confortabilă. Fac ce dor o să-mi fie de patul ăsta. Baby e entuziasmat, e hyped așa. Ia lăsați-mi în comentarii ce loc credeți voi că o să ieșim eu cu baby, având în vedere că el e praf pe orientare și pe logică și eu sunt praf pe fitness. Total praf. Și toate probele trebuie să le facem împreună. Ok. Trebuie să facem bagajele. E haos un pic, a trecut ceva vreme de când am mai făcut pentru că am fost foarte ocupat, dar la noapte, la ora 2:50 o să plec de aici. Să ajung la 3:30 în aeroport, ca să dăm interviuri, la 7 avionul, mergem în Amsterdam, stăm 5 ore în Amsterdam, după aia zburăm încă 11-12 ore până în Mexic. Holy fuck! Și azi noapte n-am prea dormit, că am terminat de filmat emisiunea România Are Rost și am stat până la 3! Hai emoții! Și mi-e dor deja de copii. Hai să facem bagajul. The next day... Baby, mergem în America, baby! Băi, ești nebun la cap! De ce o să fie cel mai dor baby? De Livia, de Livia Bordea. Ce o să fie cel mai dor Livia? De Cătălin. De fuck off, hai, e previzibil. We're going to Mexico, cabrón. Mergem la Amsterdam acum. Ne facem caca? Dacă mergem la Amsterdam? Sper să aibă un duty free, niște high free. Wow, no? Hai că închid. Duty și high. Da, închid acum. E high free. Da, cum am închis? An eternity later. Am ajuns. Trebuie aici. Terminat meu. E super aici. Ia uite. Bună ziua, prieteni. Noi som. Am zis două chestii. 3. Mă țâp de la etaj. 3 ore până la Amsterdam, 12 ore până aici. Avem 3 cu autocarul. Ce vrei cu tine? Ce vrei? Un cercel. Poți să mă ajuți, te rog? Nu, n-am. Pare rău. Serios, trebuie. Vrei cercel? Da. La ce? Ori în cercel, vrei, mă rog. Luați-vă bagajele.
pentru că cursa chiar poate să înceapă în orice secundă. Iarăși împreună în cameră, baby. Bum, bum, Mexico City. Mă enervează câtă energie are. Vis-a-vis de noi stau Andreele. Și nu știu că e bine sau rău. Mi-e frică de Andreea Bălan, vă zic asta sincer, mi-e frică. Crazy, frate, se bagă, ia totul, faci, doamne, ferește. Nu știu să iau să filmez pentru vlog, dar n-am mai luat. Te vezi? Ce n-ai voie să dai decât la anul, în 2023? Treaba mea, frate. Da. Mi-a dat bună voce, mamă, să știi că am avut două atacuri de panică. Ready, baby? Yeah, baby, I'm ready. Are you ready for me, baby? Yeah, baby. Let's do this shit. Yes. Chorizo e căcă forever. Necesito andar a George, numai să... În America Express, am alt. Rupt, rupt și rupt. Rupt. O zi. Ata a trecut. O zi. Aici cu toată lumea. Se mor. Marian e... Pa? Nici zâmbetul l-am dus la cap, a fost. Hai de viața noastră. Doamne, măicuță. Să veniți, că e super fun. Asta e prima cameră din prima noapte. De mult n-am fost așa epuizat. Mi-a văzut că noapte bună. Văd pe unde merg, văd! O zi lungă de alergat și frustrări și plâns. Salut, Marian! America! America Express continuă! Un, două, trei, suntem acum într-o parohie. E creepy, puțin, nu zic. Oamenii super drăguți, dar weird. Interioara mea. Din asta cu fântână mexicană, așa de... Ce doi preoturi mexicani în American, nu în American. Oamne, ferești, nu ai văzut așa. Și preotul mexican exorcizează oameni, for real. No pipi, no pipi. Fugi, 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 fugi! Bă, ești de, bă? Hai, tata, facem tot ce ai ce, bă? Por de largă, zi, cere, aștept oameni, zi. Trebuie să-ți găsesc creierul. E fără, e imposibil. Por favor, senior, tu nu o să, tu n-o să aveți de creierul de Nelu Cortea. Stage fucking 3. Represent, Sălăjean, Ce-a volat, ești bine? Ești pe treabă? Doamne, cheerleader. Eu aș joc tenis, eu nu intru în cursa asta. Asta joc tenis. Ești pe doamna Mona, el jefa. Pregătiți, frate? Bună ziua, stimați telespectatori. Bună ziua. Pregătiți? Da. Eu m-am trezit pregătit. Va bine. Ready? O să te fric, mă, Gianni? Am băgat încălzirea, înviorarea, un pic 10 fotoi, 20 de fotoi, câte pot și eu. Cred că aș mai dori vreo 2 zile, mă. Gata. Nu, niciodată. Nu sunt gata, vreau să plâng, e mine, să uit. Hai, dar suntem gata de luptă. Hai. Păi tu i-ai făcut capul pe trans. Ce tare, bă, uite, fac petrecere de familie, așa, direct pe bărcuță. Au și grătare și nebun la cap. Hola! Hola, hola! Que tal? Hola! România! Europa! Europa! România? Da, si! Hola, salut, salut! Salut, salut! Xochimilco. Xochimilco, da. Pe canalele aztece. Bravo, baby. Brațele astea nu sunt numai pentru Warzone. Băi. Avem, într-adevăr, câștigători. Imunitatea. Bordea și Cortea. În locul ne-am câștigat imunitatea. Thank you.
Ce bine la imunitate. Hai bine! 12, 13, 14, 22. Am primit mango de la o doamnă. Asta după ce de acolo am cules 2 mango de pe jos și am mâncat. Excelent! Și o doamnă foarte drăguță care ne-a văzut că căuta mango și ne-a o pungă de mango, foarte drăguț. Aici stăteam în parc, în timp ce ceilalți erau la ultima șansă. Acum stăteam neliniștiți în apa de lângă noi, care era la vreo 2 metri, fără gard, de siguranță sau ceva. Era un bartai crocodilu, frate. Ne papi? Mă, cum se uite jungla, da? Ne-am șcat pe noi de frică. Jesus Christ! Ce faceți, mă? La munte, la căpșuri, la cartofi. La cules de plantane. Piramide, piramide. Execuții, o să moară mama la asta e cea mai tare zi din viața mea. Uite, trăgea înapoi, te duceai. Am dat seama că acolo nu e piramida care trebuia, era... Am urcat 3 piramide mai așa, dar trebuia să urcăm 2. Dar noi am fost proști și am urcat una în plus. Dar foarte drăguț aici. Vrei să mă duc eu să stau un pic? Facem cu rândul? Stau în altul, că nu, pe că oprește nici dracu. Am trecut de foc. Nu, foc bun eram. Și de acum trebuie să te piști. Trebuie să te piști. Vreau cine zice că e făcătura America Express. Asta înseamnă. E super. Uită pe Marian. Sucura lui săracul la plasă. Ce? Ce avem aici? Găini. Mergem de o oră și așa. Ce mai avem? Niște băieți care unul conduce-i treaz, doi speți. Și dă. Fine. Da, e super. Fine. Super fine. Fine. Auzi, în Guatemala, bitch. Yeah. Fuck yeah. Boabe! 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 Chicos! Prima zi din stage-ul 6. Am plecat ultimii, am ajuns pe locul 4 după aici. Greuț, greuț, dar fain. Ah, da, chiar. Ce oamenii se joacă cu zmeie. Dar ăla-i Barta, e zmeul. Dica, legea e spui foarte! Nu mai văd cu ochiul stâng, cred că ai strâns prea tare. Ce șalo? Și șalo? Este gusta frijoles. Pones todo el día frijoles, frijoles. Tot. Si? Si? Si, si? Am zis că nu avem trecea și am făcut prea mult de raș. La camera mai mare, foarte drăguț din partea lor. E, ulea. Si. Uf, ce micuță e. Ia uite. De aici, tot în casă. Cobori un pic, pe acolo-i duș, acolo-i baie și parcare de mașină, direct pe greșie. Ce au chiuvetele foarte dubioase. Toată lumea are chiuvetele super adânci și adună apă și aici spală. Nu e patul foarte bun, dar e faină și au energie faină. Da,
crazy shit. Așa, lași mă că mai știi. Este licor, imendise, nu este... Am ajuns într-un oraș super fain, între trei vulcani. Uite și bucate, nu se cred că pălăria. Cât timp? Nu se cred că pălăria. Să steagul. I'm sexy and I know it. Ce conviață! Aaaa! Bă, Daniele, e perfect. Ia-ți speri, uite, ești gata, ești curat. Hai de capul, da. America Express Bogota. Nu mă să iei. E ușor. Nu mă să iau tot aia. Unde are jos? Nu, mersi, bordatul. Mare, bine cap. A, Aceasta e la Fuentes de Los Anima, Kira, cu nevasta mea de azi, care și am câștigat, am fost primii, am ajuns primii aici. Astăzi am schimbat echipele și ne-am descurcat cu Meli. Bă, excelent. Foarte drăguț orașul ăsta, dar n-am bani să iau nimic, așa că na, nu e fain. Am câștigat încă o imunitate. A șasea. Gong. La Cueva de la Luna. Sí. Ya regreso con mis recetas. Gracias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar para American Express? Yes. En nombre de Dios. Borde. Eso. ¿Sai? ¡Me duc la mano! ¿Qué es eso? ¡Excelente! ¡No mai știi! ¡No mai știi! ¡No mai știi! ¡No! ¡Serior, no! ¡Te lo fuck! ¡Au pus la 2, băi! ¿Cómo es, abuela? Unde suntem și ce facem, stii? Hai! Bă, nu tra... E? Nu trebuie să tragi mai mult. Asta e somn de finală. Nu dorm aici, că am aer condiționat. Și baby... E aici afară. Fă cu mâna, baby. Finala cu baby. E finala, frate. Finala. E finala, joacă frate contra frate. Ce? A? E finala ora, joacă frate contra sora. Ok, hai că suntem nepregătiți total. Haideți pe set. Oh. Ultima oară. Oh. Ce?
fucking way, man. No fucking way. Cam asta a fost tur vlogul, sper că v-a plăcut. America Express a fost o experiență unică, clar. Adică nu cred că o să mai fac vreodată în viața mea așa ceva. M-a bucurat atât de tare că baby m-a luat cu el să împărtășim această experiență și a fost incredibilă, jur. Bine, ne vedem în următorul. Dați un like acolo, lăsați-mi și un comentariu și spuneți-mi impresiile voastre. Și ne vedem în următorul tur vlog. Slana fie cu voi!